Statul român face economii pe spatele celor mai vulnerabili dintre cetățenii săi. Sunt mai bine de 2500 de brăileni cu dizabilități grave care așteaptă să-și primească indemnizația. În luna octombrie au primit doar o mică parte din bani, iar pentru cei din noiembrie sunt foarte multe semne de întrebare. Primăria mai are nevoie de aproape 10 milioane de lei și așteaptă acești bani de la guvern. Tocmai când a venit frigul și implicit perioada în care facturile cresc, primăria din Brăila a rămas fără bani. Pe 15 noiembrie, atunci când persoanele cu dizabilități așteptau indemnizația aferentă lunii octombrie, acestea au primit doar o mică parte din bani. Este și cazul lui Dragoș, care din cauza sclerozei sistemice care a afectat puternic plămânii depinde de aparatul de oxigen de peste 10 ani. Din 1898 mai 816 lei. Am tot sunat și mi s-a spus că se așteaptă o rectificare bugetară, că primăria, că, nu știu, curentul aproape 400 de lei, gazele tot vreo 300 și ceva, ca la bolile pulmonare, în primul temperatură constantă. Pe lângă problemele lor de sănătate, oamenii se gândesc și la însoțitorii de care depind. Și pe lângă toate astea, cu plata curentului și a gazelor, care în perioada asta cel mai rău, am și problema cu însoțitorul. Nimeni nu lucrează pe datorie, asta vreau să vă zic. Reprezentanții primăriei dau din numeri și nu pot spune când o să primească banii. Potrivit acestora, oricum, doar 10% din ei se plăteau de la bugetul local. 90% vin direct de la guvern. În acest moment s-a efectuat, într-adevăr, la nivelul municipiului Brăila, o plată parțială de 816 lei de persoană, din totalul de 2000, cât v-am spus, 78 de lei. În acest sens, s-au făcut toate demersurile necesare pentru a obține acești bani conform legii, respectiv de la partea de guvern 90%. Discutăm de un număr de 2591 de persoane cu dizabilități în acest moment, persoane cu handicap grav. Chiar dacă pasează responsabilitatea la guvern și autoritățile locale s-au mișcat foarte greu. Abia pe 14 noiembrie, cu doar o zi înainte ca oamenii să-și primească banii, Direcția de Asistență Socială din cadrul primăriei a informat prefectura că nu are sumele necesare. În aceea zi, instituția prefectului a făcut o solicitare către Secretariatul General al Guvernului în vederea alocării sumei solicitate de către primărie. Ca răspuns, SGG ne-a comunicat în scris faptul că au fost făcute demersuri către Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Face precizarea că sumele alocate nu pot fi folosite cu alte destinații. Situația de la Brăila este generată de lipsa unei rectificări bugetare. Fără aceasta, toate sumele se alocă din fondul de rezervă, iar cei care au nevoie de bani sunt nevoiți să facă cereri punctuale către guvern.